Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să donăm repede aici în clan, după care ne vom pregăti de meciul de la War. Hai să ne preparăm deck-ul. O să luăm Valkyra, o să luăm Tesla, o să luăm Baby Dragon, Fireball, o să luăm Spear Goblin și Arcașele, o să luăm și Rascals și băi, mai avem nevoie... aș lua un spell. Hai să luăm poison-ul. Sau mai degrabă... Nu, hai să luăm poison-ul. Hai să luăm poison-ul mai bine. Bun, și avem un deck cu o medie de 3,8 elixir. Momentan trebuie să așteptăm să termine de jucat acest băiat. Și nu mai are foarte mult, din păcate o să ia bătaie. Dar haideți până atunci să jucăm un meci în arenă. O să dăm un meci de 1v1. Avem nevoie de victorii să revenim înapoi în Master 2. Pentru că, vă amintiți bine, am avut o serie neagră de înfrângeri în urmă cu două episoade și am scăzut destul de mult. Hai să punem și noi Valkyra. Și momentan așteptăm să vedem ce va alege el să facă. Acolo beți cu un Royal Giant. Ok, să vedem dacă reușim să scăpăm de el. Reușim să scăpăm și de Valkyra și momentan rămânem cu turnurile întregi. A pus un P.K. mare. O să-l întorc un pic din drum cu Hog-ul, după care vom pune arcașele. Hai să vedem, da, ne merge schema, nu chiar. Da, nu ne-am mers prea bine. Hai să-i dăm un Eros. Și ne scoate turnul din partea stângă. Doar din cauza faptului că n-am pus acele arcașe mai aproape un pic. Ok, hai să ne revenim. O să continuăm cu Valkyra. Însă vreau să mai așteptăm pe nou. O să pun de fapt mini P.K. Hai să-l punem aici. Punem și Valkyra. Punem și arcașele. Și nu mai avem suficient elixir pentru freeze, dar... nu reușim să-l omorâm pe acel P.K. mare. Dar îi luăm destul de mult din viață. Ok, ce cred mai avea el? Mai avea un Electro Wizard parcă... Nu mai știu. Ok, cred că o să pun Hog-ul aici. Hai să vedem, poate îi dăm o rachetă pe tur, nu prea avem la ce. De ce să-i dăm? O să pun din nou pe gamare, probabil. Dar hai să ne apărăm atunci. Reușim un mic hit acolo. Hai să punem și arcașele. Oh, și are, da, are... Are Eros-ul. Da, cu puțin noroc... i-am fi doborât turnul acolo, dacă am fi prins și Electro Wizard-ul. Hai să ne apărăm acum. Da, din păcate vom pierde meciul. Nu mai e suficient timp, dar... Na, asta e. Haideți să jucăm acum meciul de la War, care sper eu să vină cu o victorie, mult mai important decât acest meci din arenă. Oricum a fost un meci de încălzire, doar să ne intrăm în mână și haideți să jucăm meciul din War. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonașul de like dacă vă plac episoadele mele și se pare că avem noroc la War. Ne-a picat un adversar de level 10. Asta ar putea fi foarte bine. Acum depinde și ce cărți are. Am văzut acolo prințesa de level 11. Un Baby Dragon doar de level 10. Pentru care nici măcar nu o să mai pună Tesla. Ok, are Valkyra de level 9. Băi, deci trebuie să luăm neapărat... trebuie să luăm neapărat 3 crown la acest...
la acest match. N-avem voie să ratăm trick round-ul de data aceasta. Hai să vedem cu ce va ataca în continuare. Avem trupe destul de bune pregătite aici să lupte. Scăpăm de prințesă. Ok, are un prinț. Da, o să punem arcașele aici pentru că ne permitem să pierdem una din ele. După care vom pune Rascal și hai să punem și Baby Dragon-ul. Și avem un atac destul de bun acolo. Ok. A pus Valkyra. Nu cred că va reuși să ajungă la arcașele acelea. Scăpăm de Wizard. Și ar trebui să dea un damage destul de bun acolo pe turn. Da, îl ducem sub 1000. Deci chiar mai mult decât precedentul. Hai acum să ne apărăm. O să punem aici Valkyra. Hai să dăm niște goblini pe partea dreaptă. Să punem aici arcașele. Ne lovește un pic acel prinț și are golem. Ok, hai să dăm aici un poison care să prindă și turnul mare. Pentru că nu mă aștept să nu-i doborând turnul. Da, e un golem oricum de level 10, un golem foarte slab. Care îl vom rezolva rapid cu acea Tesla. Scăpăm acolo și de prințesă. Hai să punem Rascal și în fața trupelor de acolo. Mai dăm un poison aici. Și din păcate nu cred că vom reuși să dăm nici măcar două crown-uri. Da, ne mulțumim doar cu victoria. Păi, credeam că vom reuși mai mult acest match. Dar oricum, o victorie, o victorie până la urmă în War. Vin cei 1000 de gold, primim acel victory points și ne ajutăm clanul să rămână pe locul 5. Suntem pe locul 5, dar mai avem 10 meciuri. Destul de greu acest War. Oricum, vedem că avem deja acestul de level 1, așa că nu ne facem probleme. Bun. Uite, mai avem un minut din acest chest. Hai să mai dăm un meci de 1v1. Poate reușim să mai creștem și noi un pic în arenă. Punem arcașele. Trimitem și mini P.K.-ul, dar mai din spate. Punem Valkyra în față și vom da un freeze pe P.K.-a și pe turn. Și am prins 2 de P.K.-a, un P.K.-a mic și un P.K.-a mare. Din păcate a pus acei goblins acolo. Nu reușim mare brânză, dar măcar aproape l-am distrus pe acel P.K. mare. Ok, acum scăpăm de el. Scăpăm și de Darth Goblin și stăm precauți. Pregătim apărarea. Pentru că probabil va încerca un atac. Hai să punem arcașele. Ok, o să dau o rachetă pe turnul acela. Vom prinde și Witch-ul. Și astfel îi mai dăm un pic de damage pe turnuri. Ok, a pus mini P.K.-a. Spunem Valkyra. Și cam atât. Nu mai forțăm cu nimic. Așteptăm să vedem ce va face. Probabil va pune P.K.-a mare. Da, exact ce mă așteptam. Hai să punem Tesla, l-am pus un pic cam prea aproape. O să dau un Eros aici. Dar scăpăm cu turnul intact. Ok, pune din nou Goblin Gang-ul. Hai să punem arcașele aici.
și scăpăm doar cu damage-ul luat din Eros. Punem Valkyra. Băi, ăsta o să fie un meci lung. O să se intre în prelungiri, fac pariu. Îl văd după cum joacă, că nici el nu riscă nimic. Și din cauza asta vom avea un meci lung. Ok, de fapt, hai să trimit Hog-ul. Dăm și un Eros acolo. Și reușim să mai dăm câtva damage pe turn. O să pun Tesla de data aceasta. Punem și Mini Pekka undeva în spate. O să dăm și Valkyrie aici. Și scăpăm de toate cele trei trupe. Trimitem Hog-ul și vom mai da un freeze acolo, care ar trebui să rezolve turnul, dar avem toate șansele. Dacă nu-l rezolvă singur, vom mai da o rachetă și vom obține victoria. Bun. Da, mai câștigăm câteva trofee, 29. Avem și gold, am fi avut și chest dacă deschideam chestul acesta. Hai să vedem ce avem în el. 138 de gold, Royal Delivery și 3 cu tremure. Bun, dăm drumul la următorul și vedem că mai avem de jucat meciurile din Hell Spirit Sprint, da? Practic nou challenge, pentru care vom face continuarea în episodul următor. Bun, cam atât cu episodul de azi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!